nou ciclu de emisiuni Academia de Sănătate la DC Medical. Din păcate, începem în seara asta cu un anunț foarte trist pentru întreaga lume medicală și, aș spune eu, pentru comunitatea românească. Este vorba de decesul domnului profesor Ovidiu Alexandru Băjenaru, care s-a produs în cursul zilei de astăzi, în urma unei infecții cu virusul SARS-CoV-2 în clinica de boli infecțioase a Institutului Matei Balș. Domnul profesor Ovidiu Băjenaru a fost o personalitate proeminentă a lumii medicale românești și de aceea, sigur, va exista un necrolog oficial și multiplele instituții din care a făcut parte și pe care l-a onorat vor face anunțurile cuvenite. Cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea totuși să spun câteva cuvinte despre un om pe care, pe de o parte, l-am apreciat și eu ca întreaga comunitate medicală. Pe de altă parte, am avut plăcerea să-l cunosc de aproape. L-am cunoscut în urmă cu, probabil, peste 40 de ani și la vremea respectivă eram tânăr preparator la Catedra de Anatomie, așa cum se obișnuia între internii de chirurgie. Exista obiceiul ca un an sau doi să funcționeze și la Catedra de Anatomie ca preparatori. Ovidiu Băjenaru era student în anul întâi, în grupa de care mă ocupam direct și mi-a fost foarte clar de la bun început că e destinat unei cariere strălucite. Era un student de excepție, în plus un om extrem de muncitor, în afara faptului că era și deosebit de dotat. L-am urmărit de-a lungul carierei și am apreciat faptul că pe lângă neurologia propriu-zisă, în buna tradiție a școlii românești temeiată de Gheorghe Marinescu, unul din marii neurologi ai lumii, Ovidiu a trecut chiar dincolo de granițele disciplinei ca atare și ca profesor la UMFK Rodavila a condus un departament care se chema de neuroștiințe, ceea ce înseamnă că în afara neurologiei propriu-zise la domeniul de expertiză și de cercetare al său s-au adăugat alte conotații. De fapt, e foarte modernă această abordare sub genericul de neuroștiințe și pe care a dezvoltat-o și a onorat-o în mod deosebit. Cu o foarte bună inserție internațională, Ovidiu a fost unul dintre cei mai respectați neurologi europeni și în această calitate a fost inclus în numeroase comitete de conducere ale unor organizații internaționale. Ulterior, devenit membru corespondent al Academiei Române, am înființat împreună cu profesorul Ion Dumitrache, în cadrul Universității Politehnice, Centrul Național pentru Cercetarea Creierului al Academiei Române. O instituție complexă în care, în afară de neuroștiințe, domeniului de expertiză principal, alte compartimente ale centrului erau neuroinformatica, neurotehnologiile și neuropsihofarmacologia. Iată un întreg complex care până la urmă poate conduce la rezultate superioare în științele dedicate acestui organ nobil și extrem de important pentru fiecare dintre noi, care este creierul uman. Aș spune, și asta este ultimul aspect pe care vreau să-l abordez vorbind despre Ovidiu Băjenaru, că Ovidiu era un om profund religios. Asta, de fapt, e, aș spune, și ultimul loc în care ne-am întâlnit. Am început prin a ne întâlni în laboratorul de anatomie al Facultății de Medicină din București ca preparator și student și ne-am întâlnit din nou în această lume a spiritualității creștine. Ovidiu, pe lângă faptul că era un om profund credincios, avea și o pregătire teologică, aș spune eu, de excepție, extrem de puțin se pot lăuda cu astfel de pregătire, și dorința de a împărtăși și altora viziunea lui, viziunea lui prin care știința și religia nu sunt incompatibile. Aș aminti o conferință pe care a ținut-o la Iași, nu cu mult timp în urmă, la invitația părintelui Sorin Mihalache, și care se chema Inima și mintea, taina adâncului omenesc.
Conferința a produs o puternică impresie asupra tuturor celor prezenți, care erau în mare parte studenți ai facultății de teologie, dar și studenți ai facultății de medicină, și denotă mai întâi cunoștințele profunde ale lui Ovidiu Băjenaru, aportul lui integralist, aș spune, într-un univers creștin în care mulți dintre noi ne-am născut și în care mulți dintre noi funcționăm ca atare. Și faptul că a găsit calea să ajungă la mintea și inima celor care îl ascultau. Ar fi urmat să ne întâlnim împreună cu ocazia unui masterat organizat de Facultatea de Teologie, intitulat Actul Medical și Experiența Credinței. Fiecare aveam câte un curs de ținut și eram foarte curios cum va arăta cursul lui Ovidiu, pentru că eram convins că va conține multe lucruri deosebit de interesante. Timpul n-a mai avut răbdare nici cu el, așa cum n-a mai avut răbdare cu mulți alții. Nu numai amintirea, dar și contribuțiile lui vor rămâne pentru multă vreme, pentru că impactul lor asupra comunității medicale și nu numai medicale, după cum ați văzut, va dura în timp și într-o asemenea idee, moștenirea pe care ne-o lasă este una deosebit de bogată și pe care avem datoria să o păstrăm și să o valorificăm și să o transmitem și noi generațiilor următoare. Dumnezeu să-l odihnească în pace, condoleanțe familiei. Trecând la emisiunea propriu-zisă, în această seară, discuția se poartă tot în jurul acestei maladii, care este COVID-19, cu doamna profesor dr. Sabina Zurac, șefa Departamentului de Anatomie Patologică și a Catedrei de la Spitalul Colentina de Anatomie Patologică în cadrul UMF Carol David la București. Spital Colentina, pe care îl cunoașteți cu toții, tot în contextul COVID-19, este un spital de primă linie, un spital care doamna profesor, care este și director medical, despre care ne va spune mai multe în ce măsură a fost implicată în lupta anticovid și care au fost contribuțiile aduse de colectivul pe care îl conduce. Sigur, poate mulți dintre dumneavoastră v-ați obișnuit cu acea introducere și acea sinteză legată de această boală. Academia Română a lansat de curând un volum în care a încercat să adune datele, în principal din România, legate de evoluția pandemiei COVID-19. Sunt doar idei preliminare, a spune că puține lucruri sunt statuate și nu dintre cele importante. Am învățat multe despre fiziopatologia bolii, despre agentul patogen, despre modul de răspândire, despre cum se poate face profilaxia. Dar, din păcate, cu cât evaluăm mai mult situația, mai întâi când ne uităm la cifre și vedem că în loc să scadă, deocamdată, cel mai bun caz se menține într-un platou și într-un platou care nu e chiar de bun augur, aș spune. În plus, pe măsură ce timpul trece, celelalte dimensiuni ale pandemiei, și anume dimensiunea psihologică a unei populații care aproape nu mai are răbdare să suporte măsurile, sigur, normale pentru epidemiologi, dar anormale pentru om ca ființă socială și care riscă să chiar să altereze natura ființei umane până la urmă. Și datorită cărei agresiune, spune, până la urmă, efectele asupra psihicului uman sunt din ce în ce mai importante și din ce în ce mai vizibile. A doua dimensiune este dimensiunea economică. Riscăm să scăpăm de COVID, cine știe când, într-un an, doi, trei, și să ne trezim că, iertați-mi expresia, nu mai avem ce mânca, deci să ne trezim cu o economie distrusă, o economie necompetițională, o economie care nu produce, și atunci populația deja foarte numeroasă a omenirii, mulți anunță de altfel acest eveniment nedorit, și anume o criză alimentară mondială care poate să genereze efecte catastrofale. În sfârșit, revenind la dimensiunea medicală, deci două lucruri sunt foarte clare, și anume că nu avem mijloace de profilaxie eficiente, chiar și cele recomandate, sigur, suntem obligați să le respectăm și se recomandă să le respectăm portul măștii,
igiena, distanțarea fizică, dar nu avem un vaccin și, în plus, nu avem niciun tratament eficient și asta pot să afirm cu toată responsabilitatea, pentru că efectele, sau mai bine zis, rezultatele studiilor efectuate asupra majorității, dacă nu quasi totalității medicamentelor utilizate în tratamentul bolii nu sunt concludente. Deci nu se poate spune, cred, în momentul de față, poate atunci când vor mai avansa studiile despre Remdesivir, deși am unele îndoieli și în privința asta, dar în momentul de față, din tratamentele propuse, rezultatele studiilor clinice desfășurate nu ne conduc la concluzia că există un tratament cu adevărat eficient. Cu aceasta o să începem discuția cu doamna profesor Sabina Zurag. Mai întâi aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Și aș vrea să ne spuneți mai întâi ce înseamnă experiența de până acum a Spitalului Colentina, care au fost problemele cu care v-ați confruntat și cum vedeți evoluția pandemiei în momentul de față ca director medical al unui spital de primă linie. Mulțumesc pentru întrebare. Evident că este destul de dificil de răspuns. Spitalul Colentina a fost desemnat spital COVID, spital suport COVID, practic de la început. Noi am fost priviți, am fost considerați ca idee spitalul în care vor fi tratați pacienții care au COVID și alte afecțiuni care necesită intervenție medicală. De pildă, un pacient cu apendicită acută și COVID va fi operat în Colentina. Un pacient cu o fractură și COVID va fi operat în Colentina. Un pacient cu accident vascular cerebral sau cu ciroză hepatică decompensată va fi tratat în Spitalul Clinic Colentina. Activitatea a fost organizată în funcție de nevoile epidemiologice. Practic, toate deciziile care s-au luat în spital s-au luat împreună cu medicul epidemiolog. Dacă aș putea spune, epidemiologul spitalului are drept de veto în deciziile care se iau, fapt care a dus la un număr foarte mic de personal medical care să fie infectat în cursul actului medical. În principiu, la ora actuală, nu avem mai mult de 40 de persoane din rândul personalului medical infectate de la începutul epidemiei și până acum în Colentina. O marea lor majoritate au fost infectați acasă sau la întoarcere din concediu de odihnă, de pildă, au testat pozitiv, ceea ce înseamnă că practic ne-am făcut treaba bine din punctul acesta de vedere. În ceea ce privește pacienții, lucrurile au fost bune din punct de vedere al asigurării asistenței medicale pentru pacienții internați. Evident că, așa cum au fost multe discuții în mass media, după câteva luni, pacienții non-COVID care se adresau spitalului și-au pierdut răbdarea. Spitalul Colentina este un spital cu expertiză foarte mare în domenii în care afecțiunile sunt cronice. Toți pacienții cu boli imunologice, pacienții cu colite inflamatorii, pacienții cu distonie. În plus, am menționat doar câteva. Sunt fel de fel de programe care se derulează în cadrul Spitalului Colentina și se adresează unor pacienți cu afecțiuni specifice, unele extrem de rare și, practic, unii dintre ei nu beneficiază de tratament decât în Colentina. Sigur că s-a încercat să se facă, să se scoată în afara spitalului tot ceea ce s-a putut scoate ca să putem oferi sprijin acestor pacienți. Asta nu a fost posibil întotdeauna.
Au fost situații în care pacienții necesitau tehnici mai complexe și, poftim, chirurgicale, de anatomie patologică, lucruri care nu se mai puteau face în Colentina și acești pacienți au fost amânați. De aici, sigur, pe bună dreptate, extrem de foarte de multă nemulțumire din partea pacienților. În momentul de față ne desfășurăm activitatea cu două circuite, circuit de COVID și circuite non-COVID. Din punctul nostru de vedere al experienței întregului spital, cred că acest lucru ar trebui implementat în toate spitalele. Noi ne uităm și vedem ce se întâmplă în multe alte spitale, chiar spitale pavilionare, pentru că aici este o întreagă discuție. Un spital pavilionar este mai ușor de adaptat la circuite COVID și non-COVID decât un spital monobloc. Sunt chiar spitale pavilionare în care apar focare COVID în rândul pacienților și personalului medical, lucru care probabil că ar putea fi evitat dacă ar exista circuite COVID în fiecare spital. Sigur, aici discutăm de multe elemente, discutăm de costuri, discutăm de posibilitatea înființării, discutăm de o reducere a numărului de paturi, care este semnificativă, pentru că în momentul în care asiguri circuite COVID, trebuie să renunți la multe spații ca să poți crea zonele verzi și zonele roșii. Lucrurile sunt într-adevăr foarte complicate, dar cumva trebuie găsite resursele și de energie și cele materiale pentru un răspuns în sensul acesta. În ceea ce privește pacienții efectiv internați, am avut toate tipurile de pacienți. Inițial, cum spuneam, s-a discutat despre faptul că noi vom primi doar pacienți cu afecțiuni care necesită tratament în momentul respectiv. Evident, ca să discutăm, de pildă, despre chirurgie, o intervenție chirurgicală la un pacient care prezintă o afecțiune ce poate să fie temporizată, este de dorit să o temporizezi, pentru că anestezia generală și intubația nu este de dorit în cazul unui pacient care are pneumonie COVID, deoarece, în mod cert, agravează evoluția bolii. Aici, cu scuze, mai aș permite să vă întreb, există în cartea Academiei la care ați contribuit și vă mulțumim, există și un studiu făcut la Iași într-un serviciu de chirurgie și care arată că la bolnavii care au trebuit operați până la urmă, în principal urgențe, mortalitatea postoperatorie a fost de 18%, mult mai ridicată decât în cazurile obișnuite și cauza cea mai importantă de mortalitate a fost afectarea pulmonară. Exact asta vreau să spun. Riscul, practic, crește cu 20% aproape, ceea ce nu este de neglijat. Noi am avut și a fost perioada în care toți pacienții, toate persoanele infectate asimptomatice, termenul de pacient asimptomatic mi se pare o contradicție în termen și încerc să le evit, inclusiv cei asimptomatici trebuiau internați. Am avut pacienți internați de la cămine spital sau din azile. Evoluția a fost variabilă, fără să existe niște criterii foarte clare legate de acele comorbidități de care se tot vorbește. Am avut pacienți de 80-90 de ani cu fel de fel de afecțiuni, tarați, țintuiți la pat, care au avut forme de infecție SARS-CoV-2, practic asimptomatice. Au stat în spital 4, 5, 6 săptămâni până s-au negativat, după care s-au întors înapoi în azilul din care proveneam. Au fost pacienți de 30-40 de ani care au făcut forme de boală medii și severe. Am avut decese începând de cel mai tânăr
pacient care a decedat de COVID a fost un tânăr de 35 de ani, restul deceselor în general peste 45. Da, oricum și ceea ce spuneți dumneavoastră demonstrează că suntem destul de departe de a trage concluzii definitive. Absolut. Sunt foarte multe necunoscute în ce privește pandemia COVID-19. Bun, doamna profesor, sunteți, din câte știu, singurul anatomopatolog din România care a efectuat necropsii la decedați cu această boală. Și... Nu este întru totul adevărat. Mai sunt câțiva anatomopatologi care au făcut necropsii, în principiu în situații în care diagnosticul era mai degrabă incert și s-a dorit o confirmare tanatogenezei și a infecției cu COVID prin recoltare de țesut pulmonar, însă într-adevăr în România s-au efectuat puține necropsii. Care-i motivul? Motivul este legat de riscurile, de fapt motivul este legat de necesitatea efectuării necropsiilor. Dacă privim necesitatea efectuării necropsiilor doar prin prismă strict medicală, în sensul stabilirii diagnosticului de deces, dacă ai un pacient cu infecție SARS-CoV-2 confirmată prin teste de biologie moleculară și cu tablou clinic de pneumonie severă, cu grad mare de afectare pulmonară, evident că ai un diagnostic clar de deces și necropsia nu este necesară. Având, coroborând lipsa necesității autopsiei, dar, repet, din punct de vedere al stabilirii diagnosticului de deces, cu riscul la care se expune personalul care efectuează autopsia, și aici aș vrea să detaliez puțin mai mult pentru că au fost multe discuții și, mă rog, și pro și contra și încercări de, mă rog, trecerea discuției către niște niveluri pe care, mă rog, nu le găsesc foarte potrivite. Ideea este următoarea. Dintre secrețiile, dintre produsele biologice umane, produsul biologic cu contagiozitatea cea mai mare, undeva în jur de 96%, este lichidul alveolar. La acest nivel de contagiozitate se ajunge practic în trei circumstanțe. Anestezistul care intubează, pneumologul care face bronhoscopie, parțial și gastroenterologul dacă pacientul tușește și ridică ceva mai sus lichidul alveolar, și anatomopatologul în momentul în care taie, în care secționează plămâni. Intubația durează câteva minute. Bronhoscopia durează și ea o perioadă relativ scurtă. Autopsiile și, mă rog, vorbesc în cunoștință de cauză, durează 4 ore. Practic, la prima autopsie pe care am efectuat-o, am urmat protocolul, în sensul că am examinat cordul și după aceea am examinat plămânii. Lucru care s-a întâmplat în prima jumătate de oră autopsiei. După care 3 ore și jumătate am lucrat sub o tensiune înfiorătoare să nu stropesc, să nu fac aerosoli, pentru că riscul de contaminare era foarte mare. La următoarele necropsii am schimbat procedura. Am lăsat secționarea plămânilor la sfârșit, practic am lucrat doar jumătate de oră, 3/4 de oră, cu un nivel de contagiozitate maxim. În rest, sângele este considerat nivelul de contagiozitate undeva între 7 și 15%, ceea ce oricum este mult mai mic. Al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez și pe care l-am descoperit cu ocazia epidemiei COVID este că virusul SARS-CoV-2 este considerat, este inclus între patogenii de risc înalt și că lucrul cu acest patogen, autopsiile, ar trebui făcute în morgi care să aibă nivel de biosecuritate de grad 3.
Până acum îmi recunosc ignoranța, nici nu știam că există morci BSL3. Știam de echipamente, de hote în laboratoarele de microbiologie BSL3, dar de morgă nu aveam cunoștință în sensul ăsta. După știința mea, și mă rog, am o părere destul de informată în sensul ăsta, nu există nicio morgă BSL3 în România. Marea majoritate a celor care lucrează în domeniul medical știu că morgile în general sunt destul de puțin dotate și echipamentul, circuitele în primul rând din interiorul lor sunt deficitare. Spațiul este insuficient, posibilitățile de manipulare corespunzătoare a produselor biologice sunt și ele destul de deficitare și în contextul ăsta riscul de contaminare este foarte mare. În acest context s-a emis un ordin de ministru care a specificat faptul că autopsia în cazul decedaților cu COVID nu este necesară. Poate că a fost o greșeală din punct de vedere semantic, pentru că plecând de la această afirmație s-a ajuns la o întreagă teorie a conspirației că nu se moare de COVID, că totul este o invenție și că am ajuns până la urmă să considerăm problema infecției cu SARS-CoV-2 o problemă de opțiune personală și de credință că există sau nu există virusul, ceea ce deja mi se pare că depășește mult cadrul oricărei discuții bazată pe dovezi științifice. Dar mă întorc. Autopsia nu este necesară. Același act normativ precizează însă că în scop științific se pot efectua autopsii chiar la pacienții care decedează cu diagnostic cert de COVID, cu condiția existenței unui protocol de etică aprobat de instituția sanitară respectivă, lucru pe care noi l-am făcut în Colentina. Separat de aceste necropsii făcute de anatomopatologi, evident că sunt undeva spre aproape 200 de autopsii în total, parcă 180, 170, ceva în genul ăsta, efectuate de colegii de la medicină legală. Pentru că au fost situații în care pacienții cu COVID de frica spitalului au stat acasă, neștiind, negândindu-se că sunt infectați și decesul a survenit relativ neașteptat, cazurile devenind cazuri medico-legale. Au mai fost cazuri cu traumatisme, au fost cazuri care se înmulțesc de familii care reclamă faptul că rudele lor s-au infectat cu SARS-CoV-2 în spital sau că nu au această afecțiune și că tratamentul medical care le-a fost acordat nu a fost cel corespunzător și acuză practic deficiență în acordarea asistenței medicale și solicită autopsii medico-legale. Deci, în total, în România, în momentul de față, cred că ne apropiem vertiginos de cifra de 200 de autopsii. Chiar săptămâna trecută am participat la un simpozion organizat de Institutul de Medicină Legală Mina Minovici, de domnul profesor Curcă, la care s-au discutat toate aceste aspecte și practic, toți medicii legiști din țară care au prezentat experiența lor au identificat același tip de leziune care, în fond, permite stabilirea unui portret robot al pacientului care decedează de COVID. Da, bun, o să ajungem și acolo înainte de a trece la aspectele pe care le-ați depistat cu ocazia necropsiilor și colegii dumneavoastră pe care le-au semnalat și colegii dumneavoastră, în special cei de la IMEL. Aș vrea să vă întreb cum se compara această cifră de 200, să spunem că suntem spre 200, așa cum ați afirmat, de necropsii în România, cum se compară cu cifrele de la nivel internațional?
nu suntem nici codași, nici fruntași. Sunt țări în care s-au efectuat 2, 3, 5, 10 necropsii. De pildă, la momentul la care noi în Colentina efectuasem 4 necropsii, în Belgia se efectuaseră 2, deși ei epidemiologic erau înaintea noastră. În Italia s-au efectuat mult mai multe autopsii. În China, neașteptat, s-au efectuat mai puține, de ordinul la câteva sute, având în vedere vechimea epidemiei, faptul că ei au început practic. M-aș fi așteptat să fie mai multe, însă, repet, rămâne aceeași problemă cu contagiozitatea și, până la urmă, oportunitatea de a-ți asuma niște riscuri. Eu am înțeles acest lucru. Întrebarea în continuare a cifrelor pe care mi le-ați menționat ar fi legată de reglementările din acele țări. Ele au fost similare cu cele din România, au făcut mai multe precizări sau chiar nici atâtea cât au făcut Ministerul Sănătății de la noi? A depins de țară. Au fost țări în care s-a recomandat să nu se efectueze autopsii. Au fost țări în care discuția a fost ok, dacă lăsăm la latitudinea specialiștilor să aprecieze oportunitatea. Cum de pildă este Germania. Deci în Germania s-au efectuat multe autopsii. Da, pentru că aici știți opiniile care au fost exprimate public de autorități în materie, cum ar fi profesorul Beliș, care a spus că fără autopsie e foarte greu să te pronunți asupra cauzei decesului unei persoane. Și cunoaștem cu toți cei care am făcut facultatea de medicină, să spun așa, care este valoarea autopsiei din punct de vedere științific. Însă, în balanța asta, între riscurile pe care le implică și riscurile de ordin contagios, bineînțeles, în necropsia și potențiale beneficii care pot fi în cea mai mare parte suplinite, cum ați spus și dumneavoastră, de investigațiile de înaintea decesului, de probele care există la dosar și care unele au o valoare cel puțin egală, câteodată poate chiar mai mare decât rezultatele necropsii. Toate astea trebuie evaluate de la caz la caz și poate că cea mai înțeleaptă idee ar fi cea pe care ați menționat acum la sfârșit, ca să decide anatomopatologul în ce măsură este necesară sau nu. Care sunt datele totuși relevate de autopsiile făcute? Pentru că, evident, unele cunoștințe s-au acumulat în urma acestor autopsii. Informațiile morfologice sunt similare. În sensul că COVID-19 este o afecțiune care produce leziuni la nivelul tuturor organelor. Afectarea principală este afectarea pulmonară și afectarea cardiacă. Sunt cele două organe a căror, mă rog, modificare în cursul COVID-19 contribuie practic la deces. Iar la nivel sistemic, ceea ce frapează este afectarea vasculară la nivelul vaselor mici. Evident că microtrombozele și modificările endoteliale care caracterizează infecția cu SARS-CoV-2 pot să producă secundar zone de necroză de dimensiuni mici care se identifică în absolut toate organele. Noi am putut să facem o comparație și între tabloul morfologic al leziunilor din gripă, din H1N1, pentru că în momentul în care a fost epidemia cu H1N1 în laboratorul nostru, au fost examinate peste 100 de cazuri de autopsii la pacienți care au murit de gripă. A fost un studiu realizat de profesorul Adrian Străinu Cercel și doamna profesor Stăniceanu. Și putem să comparăm leziunile din COVID cu leziunile din gripă. Afectarea pulmonară din COVID
are cele două elemente, odată afectarea căilor aeriene din categoria afectării alveolare difuze, care este substratul morfologic al plămânului, al plămânului de șoc, al RDS-ului, al sindromului de redresă respiratorie acută. Afectarea alveolară difuză are mai multe grade. În COVID, în marea majoritate a cazurilor, leziunile au fost de grad 1-2. Gripa, întotdeauna, în cazurile care au condus la deces, a fost de grad 2-3. Deci prezintă o afectare aeriană, a căilor aeriene, mult mai serioasă. COVID-ul însă vine cu afectarea vasculară, cu acele microtromboze. Microtromboze care în etapa imediat următoare duc la microinfarcte. Practic se observă zone de microinfarcte pulmonare de 1, 2, 3 până la 6, 7 mm, care confluează, dar nu rezultă o zonă de infarct mare. O comparație sunt ca, să zicem, boabele într-o păstaie. Sunt multe infarcte mici care vin în contact unul cu celălalt și vă dați seama că în felul acesta se ajunge la o consolidare a țesutului pulmonar și o reducere dramatică a cantității de țesut pulmonar care să mai permită schimburile aeriene. Dacă peste asta adăugăm afectarea alveolară difuză pe care o prezintă în general plămânul cu membrane hialine și cu exudat seros în lumenele alveolare, vă dați seama că funcția pulmonară este extrem de redusă. Cordul prezintă și în cord se observă microtromboze, însă ceea ce ne-a frapat a fost prezența focarelor de inflamație, de miocardită. Toate studiile pe care le-am văzut prezintă același grad de miocardită, focare inflamatorii extrem de reduse cantitativ, însă cu o dispoziție relativ uniformă la nivelul miocardului și în număr destul de mare. Se observă modificări de ischemie cardiacă și, de asemenea, ceea ce este interesant și nu am mai găsit în celelalte situații, noi am avut două cazuri la care în fibrele miocardice am întâlnit niște incluzii pe care continuăm să le studiem ca structură și proveniență la microscopul electronic, incluzii care modificau complet structura fibrelor miocardice și care evident au contribuit la disfuncție miocardică. Ficatul este afectat și la nivelul ficatului absolut toți pacienții autopsiați, despre care aș preciza că nu au fost obezi. Unul dintre ei a fost chiar astenic, tânărul acela de 35 de ani de care spuneam. Unul era normostenic și trei erau puțin supraponderali cu 5, 7, respectiv 10 kg mai mult decât greutatea normală. Toți pacienții, toți decedații au prezentat steatoză hepatică. În vacuole de mai multe de toate dimensiunile, însă predominant microvacuolară, oarecum asemănătoare steatozei pe care o observăm în sindromul Ray din gripă, gripă de tip A, eventual în combinație cu administrare de aspirină. Au mai fost prezente și au frapat ariile de necroză tubulară acută, practic nu afectare vasculară sau infarct renal, cât necroză tubulară acută, și microinfarcte la nivelul tuturor organelor. Inclusiv în suprarenală am observat zone de microinfarct, în spleen, în rinichi, în ficat.
Ce am mai remarcat, evident, dar era de așteptat, având în vedere leucopenia pe care au observat-o absolut toți colegii și în România și în străinătate, depleție masivă de limfocite la nivelul organelor limfoide, deci și în ganglion și la nivelul spinei. Da, sunt observații foarte interesante și care puse cap la cap, odată ne dau o imagine mai clară asupra patogeniei bolii și fiziopatologiei bolii, în al doilea rând putem deduce unele lucruri care țin de terapie. Evident, la gradul de extensie a trombozelor, clar că rolul anticoagulantelor este unul major, iar din ce spuneți, sigur că ideii de terapie pot fi extrase la nivelul fiecărui organ sau chiar sistemic. Vă mulțumim foarte mult! Sper să acceptați și în viitor invitații la această emisiune, pentru că, așa cum am spus, în pandemia COVID, lucrurile pe măsură ce se desfășoară, cunoștințele se acumulează, unele din ele nu foarte multe, aș spune, din păcate, rămân definitive. Altele rămân încă în suspensie și încercăm să le analizăm mai departe și încercăm să tragem concluzii clare și care să folosească bolnavilor în primul și în primul rând. Dacă Spitalul Colentina, aflat așa cum spuneam în prima linie, va reuși să obțină, eu știu, pe baza acestor date pe care le aveți, succese în lupta cu boala, sperăm să devină un etalon într-un fel în ce privește protocoalele prin care abordăm bolnavii cu COVID. Vă mulțumesc încă o dată, vă mai așteptăm în emisiune și vă doresc o seară bună în continuare. Mulțumesc foarte mult. O seară bună.